Bună! Ce mai faceți voi? Sper că bine. Păi și dacă e bine. Și nu văd de ce n-aș fi bine. Ce zice voi? Azi să vorbim despre cele mai frumoase cărți pe care le am eu în bibliotecă. Și mă gândeam să facem în felul următor. Pe majoritatea să vi le arăt de pe raft, fără să mă apuc să le mai scot. Iar pe celelalte, cele mai speciale, să vi le arăt în detaliu. Și eu zic să începem. Dar întâi și întâi întoarcem camera. Și sucim și display-ul ca să văd și eu ceva. Avem aici raftuletele pe care îl știți. Nu cred că mai prezintă niciun fel de problemă. E așa cum îl știți. Nu cred că mai apărut nimic în plus. E un spațiu acolo între Ghiuzelia Hina și Matt Haig, pentru că am scos o carte să o citesc. Bun, și eu zic să vă arăt repejor ce cărți sunt mai, ce consider eu ca fiind mai frumoase. Să discutăm în detaliu despre ele. Și începem de pe raftul de sus. Începem din capăt și începem cu The Encyclopedia of the Exquisite, pe care vă voi arăta și în detaliu. Și mai avem interesant ca aspect The Little Black Book of Style și manualul de stil al Danei Budeanu. Mai sunt drăguțe acestea trei de aici, și anume Dickens Ghost Stories, Frankenstein de Mary Shelley și The Phantom of the Opera de Gaston Leroux. Mai e interesantă și această retipărire a primei ediții a poeziilor lui Mihai Eminescu. Nu mai departe, avem cele trei cărți ale lui Mike Viking, și anume The Little Book of Hygge sau Hygge, The Little Book of Luke și The Art of Making Memories. Îmi fugea camera. Mergem mai departe, avem Ferestre din București, Poveștile lor de Cătălin de Constantin. Avem și niște vintage pe care îl veți vedea în detaliu. Cele mai interesante sunt acestea trei de Lamartine, de cum îl cheamă pe autor, Victor ceva, francez oricum, și de Alexandre Dumas. Mergem mai departe pe raftul de mai jos, scoatem cutia de bijuterii și o punem pe lumânare. Avem acolo interesant Christmas Carol and Other Christmas Writings de Charles Dickens, este cea din mijloc. Mai avem ceva ce seamănă cu celelalte carticele de engleză de sus. Dacă nu v-am zis, acestea, cele trei, sunt de la editura Collector's Library, iar acestea în limba română sunt de la RAO. Și acestea sunt foarte drăguțe. Eu am de Virginia Woolf, Doamna Dalloway, și de Franz Kafka, În procesul. Ce mai arată bine cele două cărți ale soților Obama, Becoming de Michelle Obama și A Promised Land de Barack Obama. Și mergem mai jos. Mergem mai jos. Drăguțică foc. Este aceasta. The Illustrated Book of Children's Verse se numește. Mergând și mai jos. Mai avem drăguță. Se vede acolo cotorul. Nu mai scot pentru că ar trebui să scot tot ce este aici în față. Și anume Florile pierdute ale lui Alice Hart, dar ați văzut-o și în clipul anterior. Mai avem drăguță The Midnight Library al lui Matt Haig, Stories to Treasure, bine, și Christmas Classic, Classic Christmas Tale de frumoasă. Foarte frumoasă mai este și William Shakespeare The Complete Works, Grimm's Complete Fairy Tales, The Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe. Și mai sunt frumoase și cele din colț de acolo, dar pe care le-ați văzut și în clipul trecut, Leigh Bardugo cu Ninth House și The Silent Patient de Alex Michaelides. Mergând mai departe și mai jos. Ar fi interesante toate cele din
colecția de istorie, tratatul de istorie a românilor. Și mai jos avem Fashion, Decay Fashion, istoria bucureștilor de J. Ionescu Gion, Face Paint de Lisa Eldridge și Gothic de Rolf Thoman, Gothic Architecture. Și ce mai avem interesant acolo, cea cu galben, este Codul Bunelor Maniere. Că scuze dacă m-am zdruncinat, punem și asta la loc. Și mergem pe raftul următor. Unde ar fi drăguță? Și la fel v-am arătat-o în clipul cu vlogul de la Predalp. Și anume Dicționarul Îndrăgostit de Parfumuri de Elizabeth de Feydeau. Care ar fi drăguță. Ce mai avem pe raftul de sus, drăguțe? Mihail Drumeș cu Invitația la vals și O povestire de pe calea moșilor de Adina Popescu. Și cam astea ar fi... Așa, să mă vedeți și pe mine. Cam astea ar fi în detaliu. Cam astea ar fi cărțile arătate din raft. Și acum urmează partea a doua clipului, în care mergem la birou și vi le arăt pe îndelete pe cele mai... cele mai semnificative. Ok, haideți o pântarea și ne vedem în 5 secunde. Din nou! Am strâns cărțile pe birou. Să vă pun și pe undeva la o distanță considerabilă. Iar avem biroul plin de cărți. Și nu am putut abține și am ales o grămadă de cărticele foarte frumoase și voi începe cu unele pe care le-ați mai văzut și le-am uitat așa din alt. Dar mi se par atât de drăguțe, cred că le-ați recunoscut, sunt cărțile lui Mike Viking. Și avem The Little Book of Hygge, care este super, super drăguțică, adică, na, să vă mai arăt încă o dată niște ilustrații. Imagini. Și și așa. Și așa. Este foarte hygge. Cartea. Grație. Text. Mai departe, vi le arăt doar din mână, fără să le mai deschidem, că ne lungim prea mult. The Little Book of Luca. Luca. De același autor. Și The Art of Making Memories. Tot de Mike Viking. Am înțeles că am mai scos ceva, dar încă nu mi-am luat. Și mergem mai departe, tot cu chestii inspiraționale, de data asta necartonată. Pe care ați văzut-o în vlogul de la Predal. Și anume Dicționarul Îndrăgostit de Parfumuri de Elizabeth de Feydeau. Cum am zis, este de la editura Baroque Books and Arts. El arată cam așa în interior, adică nu este ilustrat în vreun fel. Nu. Ce se aude e ușa care se gândește. Cam așa. Dar mi se pare coperta foarte interesantă și ce mi s-a părut interesant este și faptul că, din câte am înțeles, este aceeași carte în mai multe variante de culori. Aceasta e cea roșie și ce am văzut că mai există și verde și parcă mai era încă o culoare. Da, cartea este foarte drăguțică. Mergem mai departe, tot în direcția aceasta de coffee table books, de cărți decorative, cum ar veni, dar care au și text și care sunt foarte interesante. Și continuăm cu ceva în limba engleză. Din seria asta sunt vreo două, trei în engleză și una română. Și avem, frate, greu. Carte pe care am căutat-o de mi-a venit acru încă de când eram studentă, adică încă de până anii 2002-2003.
și anume Gothic Architecture, Sculpture and Painting de Rolf Thoman. Cartea este în limba engleză, are și ceva imagini. Încercăm să arătăm fără să rupem cartea. Cam în halul. Cam în halul acesta și încerc să nu rup. Pentru că țin foarte mult la. Este una dintre cărțile mele preferate. Deci să vedem și unde o punem. Le vom răsuci. Mai avem Face Paint de Saldridge. Sau The Story of Makeup. Lisa Eldridge este makeup artist. Titanic. Și practic cartea abordează povestea make-up-ului încă de pe la începutul până în prezent. Cam așa sunt și imaginile și capitolele pe secțiuni. Probabil că ați mai văzut și pe la alți vloggeri. Este foarte, foarte frumoasă și spectoasă. Și poate funcționa pe post de coffee table book sau pe post de... Na, carte pe care să o studiezi. Dacă vrei să studiezi make-up-ul, următoarea este în limba română. Și o punem deoparte. Și o luăm și pe ultima în engleză, ca să o punem așa. Au, mă, grele. Că tot v-am arătat-o. Am trecut-o prin cadru, vă și arăt. Este istoria Bucureștilor de J. Ionescu Gion. Este istoria orașului București, o monografie a orașului București. Este o retipărire a unei cărți apărută inițial la editura Iveso Cecu în 1899. Iar textul este acela hike. Adică... Să vă arăt în început de capitol. Deci ea arată cam în felul acesta. Hai să nu scap totuși. Să nu scap totuși. Mi-am cumpărat-o când eram studentă. Pentru că, fiind studentă la istorie și fiind și din București originară, mi-am dorit o istorie a orașului meu și mi-am dorit ceva special. Și am căutat și am căutat și am găsit-o într-un final glorios pe aceasta. Ultima cărțoaie mare, mare de tot este aceasta, Fashion, The Ultimate Book of Custom and Style, istoria modei de la începutul până în prezent. În interior este cam în felul acesta. Și trebuie să iau un pic camera pentru că nu știu ce mă tot avertizează. Cred că îi se golește bateria sau ceva? Sau e cardul plin? Unul. Ok, am revenit. Să o pun la loc. Se pare că se golise bateria. Și voia să fie încărcată. A trebuit să las ceva vreme la încărcat. Cred că cam jumătate de oră. Pentru voi nu a trecut atât de mult, dar... Între timp eu am mai citit un pic. Ca să revin și cu un mini-update, apropo de citit, dacă asta am făcut, zic să vă și povestesc, aproape am terminat Trenul spre Samarcand. E foarte bună cartea. Până acum, cred că îi dau 4 stele. Să vedem când o termin și vă povestesc mai multe în următorul reading update. Dar, hai să continuăm cu unde rămăseserăm. Și rămâseserăm la Fashion, The Ultimate Book of Costume and Style, aceasta.
Am arătat și câteva imagini din ea, deci v-am zis, este un coffee table book. Cred că prima dată am văzut-o, la fel când eram prin facultate, în pauză obișnuiam să, și eu și alți colegi, să mergem la biblioteca, la librăria de lângă sala de ales, unde aveau destul de multe cărți și în limba engleză și acolo am văzut pentru prima dată, cred că pe aceasta am văzut, probabil în altă ediție, nu mai știu dacă era cartonată sau nu. Știu că mi s-a părut drăguță de atunci, dar era extrem de scumpă, că nu mi-o puteam permite și am zis, las-o că poate ne-am întâlnit altă dată și ne-am reîntâlnit peste ani, am găsit-o pe Ocean, cred. Recunosc că mi-am lăsat aminte de ea văzând-o la Andreea Balaban. Și am zis, ha, uite cartea pe care am văzut-o în urmă câțiva ani, zic, ia să mi-o cumpăr și eu. Și mi-am luat. De adevăr, este foarte interesantă, am zis, poate funcționa și pe post de coffee table book pe care poți să-l răsfăși din când în când sau dacă te interesează istoria modei, mi se pare destul de bine documentată. Continuând pe aceeași direcție de modă, stil și așa mai departe, am două cărți să vi le arăt pe care le-ați văzut și în clipul trecut, așa că nu insistăm pe ele, doar că vi le arăt comparativ. De fapt, una dintre ele ați văzut în clipul trecut, cealaltă ați văzut-o cred că în primul clip cu cărțile mele preferate, ceva de genul acesta. V-am vorbit despre ea. Și începem cu cea în limba română, și anume manualul de stil al Danei Budeanu, care mie mi s-a părut foarte interesant. Recunosc că mi-a plăcut atât de mult, încât în momentul în care a apărut social media, am început să o urmăresc pe Dana Budeanu să văd ce mai are femeia de spus, eu știind-o ca fiind stilist. Asta până când a început să spună prostii și să se bage în domenii care nu o privesc și n-am mai urmărit-o. Dar cartea foarte bună. Și în aceeași ordine de idei, o altă carte care mi se pare frumoasă ca aspect este The Little Black Book of Style a Ninei Garcia. Este practic cam aceeași mâncare de pește, pentru că și ilustrațiile sunt asemănătoare. Deci dacă ne uităm comparativ, sunt cam în aceeași idee. Adică în început de capitol în cartea Danei Budeanu arată așa și în cartea Ninei Garcia arată așa, că tot în direcția aceea ducem. Și ca să nu ne mai enerveze ușa, să o deschid măcar de tot, adică imediat. De alta, dar devine enervant zgomotul și nu vreau să ne enervez. Și tot în aceeași ordine de idei, tot legat de stil, de frumos, de așa, avem The Encyclopedia of the Exquisite de Jessica Kerwin Jenkins sau Enciclopedia Rafinamentului, care în interior arată cam așa. Și care mi se pare foarte frumoasă. La fel, am văzut-o la Andreea Balaban, la fel care a fost și în cazul cărții despre modă. Și mi s-a părut atât de mișto încât am zis, băi, vreau și eu să-mi iau, nu contează că e mai scumpă, dar doar pentru aspectul cărții chiar merită. Uitați-o și interior, adică sub copertă. Nu v-am mai spus editurile la fiecare dintre ele, deoarece toate sunt cărți despre care am mai vorbit. Așa că nu mai are sens să vă zic editura nouă a apariției. Pe toate le-ați văzut în diferite clipuri. Ca să o reluăm pe scurt, nu le am aici, le-am dus înapoi la raft cât a stat bateria, le-am păcat. Istoria Bucureștilor este de nu știu exact de la
Ce inițial a apărut la Invest Socecul și cum a fost retipărită de către Gothic Architecture este de la Ullman. De aici îmi dau seama că nu văd face paint de la ce editură era. Dar oricum am mai povestit despre ele în alte clipuri și v-am spus și editurile atunci. Encyclopedia of the Exquisite este de la Nan Antalesi, care știam că este o subdiviziune a unei alte edituri. Atalesi, Double Day, New York, London, Toronto, Sydney, Portland. Da, face parte din familia Random House. Și cam astea ar fi cărțile legate de stil. Tot în direcția frumos, mai avem o altă carte care mi se pare frumoasă. De adevăr, este o carte cartonată, cu o copertă destul de simplă. Aceasta, Ferestrele din București și poveștile lor, o carte construită de Cătălin de Constantin, care arată fix la fel și de sub coperta de protecție. Și care are ilustrații foarte frumoase cu ferestre din unor case din București. Și ca să vă arăt una frumoasă, avem aici. Foarte frumoasă mi se pare și aceasta. Și, da, e o carte interesantă, practic. Autorul a selectat niște povești și a rugat prietenilor de diversi oameni, da, personalități marcante din diverse domenii, să scrie o poveste fictivă sau reală legată de fereastra respectivă. Și au și diverse povestioare. Și la final, este și un loc liber pentru o poveste pe care ar putea să scrie fiecare dintre cititorii cărții. S-a dopat din liber și cititorul e invitat și el să scrie. Nu am scris nimic, nu am avut inspirație și am zis să nu mă zgâlesc cartea degeaba. Continuăm cu cărțile în limba engleză. De fapt, sunt amestecate și vintage-ul lăsăm la final pentru că le-ați mai văzut. Dar vi le mai arăt încă o dată pentru că mi se pare într-adevăr frumoase. Și mai avem drăguți. Și le avem comparativ de la două edituri diferite și în două limbi diferite. Avem de la Collector's Library Ghost Stories de Dickens și de la Rao avem Doamna Dalloway de Virginia Woolf. Ele sunt cam pe același principiu făcute. Adică, na, un design clasic. Diferența ar fi că aceasta în limba engleză are supracopertă și în interior este simplă, este roșie simplă. Arată așa. Și are marginea aurie. Iar cealaltă are sub supracopertă aceeași imagine ca și supracoperta. O altă carte frumoasă de la Penguin Classics este aceasta. Un moment, că îmi sună telefonul. Scuzați. Ok, am revenit. Mă căuta să o coleg. Revenim la Christmas Carol de Charles Dickens. Cum am zis, este de la Penguin Classic.
cam care ar fi problema cu cărțile de la Penguin Classic? Ele sunt superbe, mai ales și vorbesc despre colecția cartonată, colecția hardcover. Ele sunt absolut superbe. Eu am două. O am pe aceasta și mai am The Portrait of a Lady de Henry James. Problema pe care am sesizat-o la The Portrait este faptul că imprimeul se curăță de pe material, iar aceasta s-a pătat foarte, destul de ușor. Am reușit cât de cât să-i scot poate era o pată roz de pe o altă carte. Din câte văd, nu s-a, de pe față nu s-a curățat foarte mult. Adică nu s-a curățat deloc imprimeul în sine, dar la cealaltă am pățit-o. Adică depinde de bafta fiecăruia cum o nimerește. Dar cartea foarte frumoasă în interior, na, aspectul este așa. Mă încurc în cărți. Da. Da, era pusă deoparte o carte despre care nu v-am vorbit azi și, adică nu v-am arătat-o în detaliu și v-am zis vreo, nu am de ce e acolo. Și continuăm cu ea, că tot am vorbit și despre alte retipărire ale unor cărți. Avem retipărirea ediției Princeps Poezii Aminescu. Aceasta este apărută la editura Semne și este apărută pentru prima dată în 1884 la editura librăriei Socet. Ea arată absolut super. Iar în interior arată cam așa. Că, na, este o carte frumoasă și pe care știu că nu am dat mult. Am găsit, erau două exemplare în librărie, cred că la ori la librăria Eminescu, ori la librăria de lângă ea, de pe Academiei. La fel, luate pe vremea când eram studentă. În studenție, când n-aveam ce face, când aveam cât o fereastră, mergeam prin librărie și cumpăram cărți. Ca să vedeți cu ce se ocupă unii oameni. Ce mai am? La fel, am văzut-o și la Andreea Balaban, adică de la mi-a venit ideea să o cumpăr și am mai văzut-o și pe la alți oameni. Carte destul de controversatică ar fi, pentru că unii oameni zic că porcărie, alții zic că este o carte care trebuie citită de către toată lumea. Eu o voi citi, pentru că mă interesează subiectul și acum da, s-ar putea să fie ușor primată cartea, sau na, felul în care este abordat subiectul bunelor maniere să fie ușor demodat, autoarea fiind o doamnă în etate care, na, se ghidează și trăiește după anumite percepte pe care le-a învățat dumnei și pe care le-a moștenit din familie, probabil, de la cunoscuți. Dar acele percepte nu consider că sunt neapărat învechite, dar poate că nu se mai pot aplica fix în aceeași măsură și în 2022, hai să zic secolul 21. Dar asta nu înseamnă că sunt neapărat demodate sau perimate. Eu zic că merită citită. Este vorba despre Codul Bunelor Maniere astăzi, ediția aniversară. Arată așa, de Aurelia Marinescu. Și în interior arată cam în felul acesta. Cu ilustrații. E o carte drăguță. E apărută la Humanitas. Ați mai văzut-o în holul de la Libris. Și mergem mai departe cu o carte pe care la fel ați mai văzut-o în ultimul book haul, cred. Cartea primită de la cea mai bună prietenă. The Illustrated Book of Children's Verse. Cu ilustrații foarte frumoase și cu poezioare. Nu mai știu exact ce ilustrații v-am arătat data trecută. Am arătat. E o carte frumoasă. Mă recunosc că am căutat-o. Ea este apărută la Flame Tree,
editura Flame 3. Flame 3 Publishing se cheamă. Recunosc că am căutat-o, că știu că de data trecută am zis că nu știu de unde a luat-o prietena mea. Chiar nu știu de unde a luat-o, pot doar să dau cu presupusul. Am căutat-o și am găsit-o pe Antic Exlibris. Adică la Antic Exlibris am găsit cartea, nu știu acum dacă ea de acolo a luat-o sau o fi luat-o din altă parte. Și o altă carte foarte drăguță pe care am luat-o tot pe vremea studenției și am dat de ea tot în librăria de lângă sala de ales. Este aceasta. Știu că v-am arătat-o și în acel prim clip cu cărțile mele preferate. Și anume Stories to Treasure, care conține basme. Basme clasice, basme care au fost ecranizate de Disney și în lungă. Ce avem? The Elves and the Shoemaker, Sleeping Beauty, Puss in Boots, Thumbelina, Pinocchio, Rapunzel, The Steadfast Tin Soldier, Goldilocks and the Three Bears, Snow White and the Seven Dwarfs, The Ugly Duckling, Cinderella, Beauty and the Beast, Hansel and Gretel, Tom Thumb, The Pied Piper of Hamelin, The Little Mermaid și The Little Red Riding Hood. Cartea este foarte drăguțică. Să vă arăt și niște ilustrații. Să zicem de la Cinderella, de la ceamșara sa. Textul pe parte și imaginea, ilustrația pe cealaltă parte. Greu cu cărțile astea. Sunt multe și nu mai au loc. Și acum continuăm, ca să lăsăm vintage-ul la sfârșit. Continuăm tot cu cărți luate pe vremea studenției, pentru că, na, fiind studentă la istorie și limbi străine, engleză, ni se cerea să studiem pe tovarășul Shakespeare. Și ni s-a asigurat de către profesoara de literatură din anul 2 că ar fi bine să ne cumpărăm și niște opere complete ceva. Sau, na, să ne luăm piesele, să ne luăm operele, să avem texte pentru a le citi. Recunosc că am citit doar două piese, și anume Macbeth și A Midsummer Night's Dream. Mi-au plăcut amândouă, dar într-adevăr e greu de citit. Adică, na, teatrul renascentist este greu de citit. M-a zis și în clipul trecut la Molière, contemporanul Nenea Shakespeare. E complicat. Adică mult mai interesant este să vezi practic textul respectiv jucat de niște actori decât să-l citești pe foaie. Ea arată așa, cartea pe care am găsit-o eu, și am găsit-o și la un preț destul de bun. Adică la vremea respectivă am dat undeva în jur de 60 de lei, echivalentul 60 de lei de azi. Aurită pe margine, iar în interior, haideți să vă arăt undeva unde să avem și titlul unei piese. Și am găsit la Matt Ardo, About Nothing. Arată. Da, are și semn de carte. E interesantă. E interesantă, ia se citește. A, destul de greu că e mare, da. E ok. În aceeași ordine de idei cărți, aceasta la fel, v-am arătat-o în primul clip cu cărți preferate. Este de la editura Gramercy. Și mai avem două cărți de la Barnes & Noble, luate mai recent. Și le avem în ordinea de pe birou, că nu, ordinea intrării e inversă, adică în timp am cumpărat-o pe cealaltă și pe aceasta. Grimm Fairy Tales, Complete Fairy Tales. Nu vă citesc titlurile că e multe, sunt foarte multe povești. Povești, ceva lipicios pe cotor, a trebuit să o șterg. Este foarte frumoasă, aurită pe laterală, cu imagini. Ilustra.
clasică, știi, cantarele. Foarte frumoasă. Și tot din aceeași, de la aceeași editură. Ele au și niște mici defecțiuni, adică mai ies niște alții, mai. Aceasta e argintie pe margine. Avem The Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe. Asta așa. E mai... e mai gotică. E... Oi fi reușit să le murdăresc, eu nu știu de ce, dar sunt lipicioase. Cred că am vărsat ceva pe raftul ăla. Și mai avem trei cărți. Și anume vintage-urile. Și avem Jocelyn, sau nu știu exact cum se pronunță, de Adele Lamartine, cred. Se scrie Lamartine. Cine știe franceză? Știu că o prietenă foarte bună, profesoară de română și de franceză, mi-a zis la un moment dat cum se pronunță. Dar am uitat. Mai avem, am depistat și cum îl cheamă până nenea. Victor Cherbuliez. Le Comte Costia. Și Lare Margot de Alexandre Dumas. Tatăl, cred. Volum. Cărțile toate sunt apărute la editura Nelson din Paris. Ele sunt în franceză. Sau dacă nu v-ați prins. Și sunt apărute undeva la început de secol 20, cred. Adică în 1910-1920. Nu reușesc eu să dau pagina. Dar știu că pe una dintre ele scrie. Da, 1932 Le Comte Costia de Victor Cherbuliez. Și Jocelyn, sau Jocelyn, e în 1935 apărută. Și cam acestea sunt cele mai aspectoase cărți din biblioteca mea. Și cele mai frumoase. Unele dintre ele sunt cărți la care țin foarte mult, mai ales cele pe care le-am cumpărat încă de pe vremea când eram studentă și am strâns bani zdravân să mi le cumpăr, bine, și cele pe care mi le-am cumpărat mai recent, pentru care am strâns bani zdravân să mi le cumpăr, să mi le pot permite. Recunosc că îmi place foarte mult să colecționez cărți în ediții de lux, în ediții limitate. Cărți care, pe lângă faptul că durează mai mult în timp, fiind coperțile mai groase și mai rezistente, sunt și mai aspectoase și pentru mine, într-un fel, au o valoare mai mare. Da, nu-ți refuz nici ediția asta. Dar pentru cărțile care îmi plac mie foarte mult sau titlurile care mă interesează foarte tare, prefer să-mi iau ceva de genul acesta. Aceasta a fost o carte care a căzut. O voi recupera ulterior. M-am uitat, e întreagă, n-a pățit nimic, doar a aterizat forțat. Așa că, da, poate că dau bani pe cărți în loc să dau pe altceva, dar este plăcerea mea vinovată. V-am zis că e de vinovată, că nu mă simt vinovată pentru chestia asta. Doar expresia aceasta, plăcere vinovată. Acestea fiind spuse, vă las. Și ne vedem în clipul următor. Nu uitați de like, subscribe. Și cam atât. Ok, haideți să iau camera. Ca să opresc. Bye!